Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În cadrul acestei emisiuni aș vrea să prezint seminarul pe care l-a susținut la conferința de misiune Romiscon 15, pastorul Simi Timbuk din Statele Unite ale Americii. Biserica pe care el o păstorește este una dintre bisericile care susțin cel mai mult misiunea mondială. În cadrul acestui seminar pe care el îl are, va vorbi despre modul în care biserica locală poate să fie implicată în susținerea misiunii externe. Vă doresc vizionare plăcută! Am o bucurie deosebită de a fi împreună cu dumneavoastră, frați și surori, slujitori ai Domnului, în aceste zile, în cadrul Conferinței Naționale de Misiune, Romiscon 15, și cred că fiecare dintre dumneavoastră sunteți aici pentru că Duhul Domnului v-a mișcat, v-a vorbit, dumneavoastră ați ascultat de Duhul Domnului și astfel suntem aici și aveți pe inimă lucrarea aceasta de câștigare de suflete pentru împărăția lui Dumnezeu, de extindere a împărăției lui Dumnezeu prin mântuirea oamenilor nemântuiți. Mulțumesc de invitația de a fi prezent și de a sluji în cadrul acestei conferințe. Vă aduc salutări pline de dragoste din partea Bisericii Domnului în care slujesc, Biserica Bethesda, așa cum se spunea, și prin Harul lui Dumnezeu slujesc în această biserică din anul 1994. Am crescut împreună cu biserica de-a lungul anilor, începând de la un grup mic de frați, cum spunea fratele Ghiță Rițișan, despre biserica din Constanța. Și prin Harul lui Dumnezeu, astăzi suntem circa 500, aproape 500 de adulți și peste 300 de copii și tineri care ne închinăm lui Dumnezeu și căutăm să-L slujim pe El. Frații din biserică și din conducerea bisericii transmit salutări la fiecare dintre dumneavoastră și conferinței de aici. De asemenea, din partea Boardului Discover Your Mission din Statele Unite, fratele Florin Câmpian și ceilalți frați din board salută APM, salută conferința de misiune, vă salută pe fiecare dintre dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, fratele Cameron Wilson, care se pregătise să vină, să fie aici împreună cu noi. Unii dintre dumneavoastră sau majoritatea îl cunoașteți, un om al lui Dumnezeu în primul rând și dedicat lucrării de misiune. Ar fi dorit să fie aici, însă datorită faptului că sora Marvel, soția dânsului, este în ultima perioadă de timp bolnavă și chiar în ultima perioadă mai greu bolnavă, familia a insistat ca dânsul să rămână, să fie alături de dânsa, ambii au peste 80 de ani. Și vă invit, când vă aduceți aminte de misiune, aduceți-vă aminte și de dânsul și de dâns și rostiți o rugăciune înaintea Domnului, ca Domnul să le dea sănătate, să le dea putere și încă mai continuă în lucrarea de misiune, căutând să susțină pe cei care sunt implicați, atât prin rugăciune, cât și prin resursele pe care le au și relațiile de asemenea care le-au dezvoltat în direcția aceasta pentru misiune. Doresc prin ajutorul lui Dumnezeu să continuăm să ne bucurăm în prezența Domnului, împărtășia noastră cu Domnul, împărtășia Duhului Sfânt, a Cuvântului Său și de asemenea împărtășia noastră unii cu alții. Am citit acest pasaj, care este un pasaj foarte cunoscut și m-am gândit la multe alte pasaje biblice care vorbesc despre ideea de misiune, despre lucrarea de misiune, dar până la urmă am simțit îndemnul de a mă opri la acest pasaj din mai multe puncte de vedere. Când am mai fost aici, am mai spus despre această biserică ce îmi este dragă, e aproape de sufletul meu ca o biserică model, după care personal caut să slujesc Domnului în ceea ce privește atât lucrarea locală, cât și lucrarea de evangelizare și apoi de misiune. Am mai spus și eu repet, unii dintre dumneavoastră ați fost aici atunci,
poate că ați și uitat, alții nu ați fost. Dacă e să aleg o biserică model în care aș vrea să fiu parte și în care să slujesc, n-aș alege biserica din Ierusalim. Biserica din Ierusalim, o biserică frumoasă, o biserică puternică la început, însă a fost o biserică ce a avut niște vederi foarte limitate la un moment dat. S-au îngrijit doar de cei de-ai lor și a trebuit să apară un conflict ca să se gândească și la alții care erau puțin diferiți de ei. N-aș vrea să fiu nici într-un caz în biserica din Laodicea, dacă ar fi să mă uit la bisericile din cartea Apocalipsa. Poate Philadelphia, poate alta, dar cea care este cel mai aproape de inima mea este această biserică din Antiohia Siriei, pentru că mai există o Antiohia a Pisidiei. De ce? Pentru că observ în această biserică niște lucruri care sunt foarte importante și care cred că sunt vitale. Poate pentru dumneavoastră aici mai puțin, prin faptul că sunteți doar aici în România, cum spunea cineva, trăim în România și aici continuați dumneavoastră mai departe ce spune persoana respectivă. Nu sunteți confruntați, probabil, cu atât de multe diferențe culturale, etnice, lingvistice, dar cei care am plecat de acasă, să zic, de la Vatra Străbună, avem mai mult provocarea aceasta și oportunitatea în același timp de a privi la această biserică și la ceea ce se petrece aici și de a căuta să deschidem puțin mai mult înțelegerea noastră în ceea ce privește slujirea. Dar primul lucru care este relevant aici e faptul că prorocii și învățătorii sunt împreună. Nu a fost o adunare a prorocilor undeva separat și o adunare a învățătorilor de studiu biblic în altă parte separat, cum uneori se întâmplă în zilele noastre de astăzi ca biserici penticostale. Prorocii au cercuri de rugăciune și învățătorii au grupuri de studiu biblic. Ei, vedem că ei sunt împreună și nu doar că erau împreună, ci ei slujeau Domnului împreună cu post, cu rugăciune. De asemenea, vedem în această biserică diferite categorii și straturi sociale care sunt împreună. Dacă recitiți cu atenție, veți observa că sunt oameni chiar din categoria înaltă. Spune despre Manaen, fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, au copilărit împreună, au jucat împreună dintr-un strat social înalt, alături de Simon, numit Niger, care se pare că era un bărbat de culoare, de aici vine numele de Niger, de negru. Și erau împreună, Saul, de asemenea un cosmopolitan, am putea să îl numim, născut în Tarsul Cilicei, unul din orașele, metropolele mari ale timpului de atunci, era în competiție cu Atena ca și cultură, o cultură foarte vastă, este alături de Barnaba, un levit din Cipru. Vedem că oamenii aceștia sunt împreună, cu diferite înțelegeri, poate spirituale, cu diferite înțelegeri sociale, cu diferite înțelegeri din punct de vedere etnic, dar erau împreună, pentru că ceea ce îi unea pe ei împreună era iubirea care o aveau față de Domnul Iisus Hristos. Era Duhul Sfânt care era în ei. Și vedem un alt lucru important aici, că această biserică era deschisă manifestării Duhului Sfânt, deschisă ca să accepte și să recunoască prezența Duhului Sfânt în mijlocul ei, într-un mod real, într-un mod autentic. Din nefericire, noi suntem ca și credincioși penticostali care uneori mărturisim public lucrul acesta, dar când este o manifestare autentică, nu vorbesc despre particular bisericile în care dumneavoastră slujiți sau sunteți parte, dar adeseori am auzit, se întâmplă, se pune imediat sub semnul întrebării, se stigmatizează chiar sau alte lucruri de felul acesta. Este adevărat că sunt și experiențe triste și neplăcute cu care ne confruntăm în lucrare, însă e important, majoritatea dintre noi care suntem aici, dacă nu fiecare, suntem parte din conducerea unei biserici, reprezentăm o biserică și este responsabilitatea noastră de a crea cadrul, de a crea mediul în care Duhul Sfânt să se manifesteze, să manifeste fără să fie împiedicat, fără să fie îngrădit,
și de asemenea de a avea și clar viziunea și discernământul să înțelegem când este glasul Duhului Sfânt și când nu este glasul Duhului Sfânt și când este glasul Duhului Sfânt să putem spune da, amin, așa este, trebuie să facem și când nu este așa să avem autoritatea de asemenea de a spune nu este glasul Duhului Sfânt, nu este o prorocie venită de la Domnul, e o vorbire din îndrăzneală sau alte lucruri de felul acesta și să putem să oprim. E spre binele celui sau persoanei care vorbește în numele Duhului Sfânt și nu este Duhul Sfânt și este de asemenea înspre binele bisericii în care noi suntem. Vedem biserica aceasta din Antiohia că avea acest mediu, acest cadru în care Duhul Sfânt se manifestă și apoi o vedem că este gata, este deschisă să asculte ceea ce Duhul Sfânt vorbește. Un alt element important este pentru mine e că această biserică nu este egoistă. Este o biserică altruistă, este o biserică ce e gata să elibereze la glasul Duhului Sfânt sau dacă vreți la porunca Duhului Sfânt pe unii dintre cei mai buni slujitori ai ei. Nu știm prea multe despre ceilalți care sunt aici, câte știm despre Barnaba și apoi Saul, viitorul apostol Pavel. De ce? Pentru că a fost o biserică gata să asculte glasul Duhului Sfânt și apoi să elibereze, să dea drumul la ceea ce Duhul Sfânt a vorbit. Este așa de important lucrul acesta și pentru noi în bisericile în care noi slujim. Ca ascultând, fiind receptiv la glasul Duhului Sfânt, apoi să urmăm ceea ce vorbește Duhul Sfânt. Însă există o întrebare aici, cum putem să recunoaștem că este Duhul Sfânt cel care vorbește, pentru că noi toți recunoaștem că Duhul Sfânt vorbește. E cineva aici care nu crede că Duhul Sfânt vorbește și astăzi? E cineva aici care crede că Duhul Sfânt vorbește astăzi? Poate să ridici o mână dacă crezi? Slăvit să fie Domnul! Dar cum discernem? Pentru că există și multă confuzie. Avem fiecare dintre noi experiențe mai mici, mai mari, mai dureroase sau mai grave când am crezut că vorbește Duhul Sfânt și nu era Duhul Sfânt. Și aceasta ne-a făcut să fim foarte circumspecți, să fim foarte atenți, să mergem până acolo încât să fim gata să anulăm și ceea ce era glasul Duhului Sfânt. Pentru că, așa cum spune românul, dacă te-ai ars odată, sufli și în lapte acru sau în iaurt. Aș dori să privim în această seară cu acest gând. Cum discernem câteva principii, dacă vreți, de discernere a glasului Duhului Sfânt? Să putem să discernem când vorbește Duhul Sfânt. Ca apoi, înțelegând când ne vorbește Duhul Sfânt, să și acționăm în consecință. Ca să fim astfel lucrători împreună cu Dumnezeu. În cartea Psalmilor spune, e ferice de poporul care cunoaște glasul Domnului, sunetul trâmbiței. Și fiecare trâmbiță sau trompetă, dacă vreți în terminologia de astăzi, ea când sună, ea dă un semnal care este important. Fie că cei care am fost în armată sună deșteptarea, sună chemarea la luptă, sună adunarea oștirii sau plecarea. Cum putem să discernem glasul Duhului Sfânt? Primul element asupra căruia aș dori să mă opresc este faptul că Duhul Sfânt onorează pe Domnul Iisus Hristos. De fiecare dată când Duhul Sfânt vorbește, El îndreaptă atenția înspre Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune că atunci când va veni Duhul Sfânt, când va veni Mângâietorul, când va veni Paracletul, El va lua din ceea ce este al meu, vă va da vouă, El mă va proslăvi pe mine. Duhul Sfânt nu atrage atenția asupra Lui însuși. Duhul Sfânt nu atrage atenția asupra oamenilor, nu ridică pe unul în detrimentul altuia, nu ridică o biserică în schimbul celelalte, nu ridică o cultură în detrimentul alteia sau o civilizație în schimbul alteia, ci Duhul Sfânt îl înalță pe Domnul Iisus Hristos. Îl onorează pe Domnul Iisus Hristos, îl proslăvește pe Domnul Iisus Hristos.
Întotdeauna Duhul Sfânt aduce cinste Domnului Iisus Hristos. Și lucrul acesta se poate face prin două forme, cel puțin. Unu, întotdeauna vorbește de bine despre Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune, nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. În mod autentic, în mod veritabil, cineva nu poate spune Iisus Hristos este Domnul decât dacă are Duhul Sfânt în el. Și nu e doar zice, ci și trăiește. Al doilea element prin care Duhul Sfânt îl proslăvește pe Domnul Iisus este că Duhul Sfânt întărește ceea ce a zis Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt îndreaptă pe cei la care li se adresează la cuvintele Domnului Iisus Hristos, arătând că aceste cuvinte trebuie împlinite, trebuie trăite, trebuie urmate. Creștinismul nu este o religie de porunci, de legi, de rânduieli, ci creștinismul, dacă o numim o religie, este legată de o persoană. Și acea persoană este Domnul Iisus Hristos. În acea persoană noi avem totul. Din El, prin El și pentru El sunt toate. Și această persoană, de asemenea, are un mesaj esențial. Această persoană, Domnul Iisus, a avut multe învățături pe care le-a adus de-a lungul anilor cât a fost împreună cu ucenicii. Însă ceea ce a fost ca declarația de misiune a Domnului Iisus Hristos, dacă vreți să vorbim în felul acesta, a fost, Duhul Domnului este peste mine pentru că El m-a uns. Ce să fac? Să vestesc săracilor Evanghelie. Acestea sunt primele cuvinte de proclamare ale Domnului Iisus Hristos. Primul mesaj al Domnului Iisus Hristos. Știți care a fost primul mesaj al Domnului Iisus Hristos? Prima predică? Cine știe? Pocăiți-vă! Mulți creștini cred că au fost fericirile. Din Matei 5. Nu. Este mesajul pocăinței. Din Matei capitolul 4. Și când am fost la examen, la seminar, cu 29 de ani în urmă, a fost una dintre întrebări. Primul mesaj al Domnului Iisus Hristos a fost mesajul pocăinței. Când vorbește despre misiunea sa, Evanghelia din după Luca, din capitolul 4, când preia textul din cartea profetului Isaia, spune Duhul Domnului este peste mine pentru că El m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Să dau drumul prinșilor de război. Și aici nu e vorba de cei întemnițați în închisorile din Palestina sau din Roma sau mai târziu din România sau din America, ci a celor care sunt în robia păcatului, în întunericul și în umbra morții păcatului, celor care sunt robiți sub cea mai aspră și tiranică robie, care este robia păcatului, robia celui rău. Iar când Domnul Iisus Hristos a fost gata să plece de aici, mesajul cu care i-a lăsat pe ucenicii săi viitori apostoli a fost: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Iar în Evanghelia după Matei, în capitolul 28, unde noi avem tradus din nou această expresie de duceți-vă, de fapt este acolo, spune, când merge sau mergând, propovăduiți Evanghelia. Botezați-i și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Iată, eu sunt cu voi în toate veacurile, până la sfârșitul veacului. Expresia acolo nu este măcar de poruncă, ci este voi deja mergeți, mergând, predicați și eu sunt cu voi. Evident, vă spune, nu toți putem să mergem. Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi putem. Și avem ocazia să-L mărturisim pe Iisus Hristos. Ce o facem? Însă, fiind la o conferință de misiune, este un lucru important de asemenea care îl observăm aici. Duhul Sfânt vorbește biserici. Vorbește biserici. Era biserica adunată.
Eu am uneori probleme cu oamenii care spun că Duhul Sfânt le-a vorbit în mod personal, independent și izolat. Duhul Sfânt este dat bisericii. Duhul Sfânt se manifestă în biserică. E adevărat, dacă cineva este undeva izolat de o comunitate creștină, de o biserică, poate să aibă experiențele lui sau ale ei cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus prin Duhul Sfânt. Însă fiind într-o comunitate, vedem aici, Duhul Sfânt vorbește bisericii. Biserica este trupul lui Hristos. În biserică sunt mâinile lui Hristos, în biserică sunt picioarele lui Hristos, în biserică sunt urechile lui Hristos, în biserică sunt ochii lui Hristos, în biserică e inima lui Hristos. Duhul Sfânt vorbește bisericii, de aceea orice chemare, dar este important din nou ca noi să fim o biserică deschisă la manifestarea Duhului Sfânt, a lucrării Duhului Sfânt. Pentru că altfel ar putea Duhul Sfânt să vorbească și noi să nu luăm seama. Și noi avem această expresie preluată din cartea lui Iov, că Dumnezeu vorbește când într-un fel și când în altul, dar omul nu ia seama. Noi nu cred că suntem din aceea. Noi suntem din aceea care odată ne vorbește Domnul și de două ori am auzit. Duhul Sfânt vorbește bisericii și cheamă biserica în întregul ei, ca organism, pentru lucrarea de misiune. Și în biserică, de asemenea, Domnul are bărbați și femei care cheamă în mod special, dacă pot să folosesc această expresie, deși nu o găsesc în Biblie, dar am împrumutat-o, că o folosim ca și cum ar fi biblică, bărbați și femei, tineri, sau născuți mai de mult, care să meargă la alte etnii. Dar știți că ei nu pot face lucrarea decât prin ajutorul bisericii? Nu se poate face lucrarea de misiune fără suportul bisericii. Nu se poate. Spunea un frate misionar, a fost mulți ani pe câmpul de misiune din America de Sud, probabil că dacă spun numele unii dintre noastre cunoașteți, și m-a mișcat foarte mult ceea ce a spus. A spus că America, Statele Unite, n-a mai câștigat niciun război după cel de-al doilea război mondial. I'm American friends here. Războiul din Vietnam nu l-a câștigat. Războiul din Coreea nu l-a câștigat. Războiul din Irak nu l-a câștigat. Războiul din Afganistan, în care încă este, nu e câștigat. N-a câștigat niciun război. Nu pentru că armata și soldații n-au știut să lupte pe front. Nu pentru că n-au avut generali foarte buni strategi. Nu pentru că n-au echipament militar foarte bine dotat. Știți de ce? Pentru că nu există voință politică. Pentru că poporul american se obosește și se plictisește repede și nu mai este gata să susțină războiul. Când a fost în Vietnam, Brother Donis, you are here, maybe you can tell more than I can, au fost demonstrații. Astăzi, demonstrații împotriva războiului. Ce vreau să spun cu aceasta? Soldați foarte bine echipați, soldați foarte bine instruiți, soldați foarte bine dotați, armament de cea mai înaltă clasă. Au fost gata să se jertfească, să-și dea viața și mulți au murit și mulți au îmbolnăvit. Însă biserica de acasă n-a mai fost gata să-i susțină. Asta e cu misionarii pe câmpul de misiune. Soldații vin cu titlul de erou acasă. Alții mor pe front. Sunt înveliți în steagul american, s-au pus steagul pe sicriu. Dar oamenilor de acasă nu le pasă. Noi
frați și surori, stimați lucrători ai Domnului, păstori, prezbiteri, diaconi, evangheliști, indiferent de slujba care o avem, rămânând acasă, suntem chemați să-i susținem, 45 sau 50 cât sunt, 45, suntem chemați să-i susținem pe care au mers. Ei se pot lupta acolo, ei pot agoniza acolo, ei pot să fie foarte bine pregătiți la CRST sau la alte școli biblice și teologice, echipați foarte bine doctrinar, echipați foarte bine social, echipați foarte bine lingvistic, echipați din punct de vedere biblic, din punct de vedere spiritual, însă ei nu câștigă războiul dacă noi de aici nu suntem alături de ei, pentru că noi suntem una. Noi suntem o echipă împreună. Și nu doar noi cu ei, ci împreună cu Duhul Sfânt. O biserică ce ascultă de glasul Duhului Sfânt înțelege că Duhul Sfânt îl onorează pe Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos, prima lui lucrare a fost și cea pentru care bate inima lui Dumnezeu este mântuirea omului, este salvarea omului. El pentru aceea a lăsat cerul, pentru aceea a venit și m-a căutat pe mine când eram un tânăr de 16 ani, de 17 ani și am crescut într-o familie de credincioși penticostali, dar am ajuns confuz la un moment dat și nu mai înțelegeam și eram îndoctrinat în alt fel și a venit Duhul Sfânt lângă mine și mi-a vorbit și m-a scos de acolo și m-a salvat și m-a pecetuit cu Duhul Său cel Sfânt și m-a umplut de Duhul Sfânt și îl laud și îl mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos. Ce-a făcut cu tine și cu dumneata? Și acum este rândul nostru. Ascultăm de glasul Duhului Sfânt. În primul rând, Duhul Sfânt nu mă îndeamnă și vreau să fiu respectuos și apreciativ la faptul că ne construim case de rugăciune mari, impunătoare. Noi am construit după puterile noastre, însă vreau să vă spun ceva. Pe toată perioada construcției, o mână de oameni, o subție de $1.5 million, niciodată nu am oprit susținerea lucrării de evangelizare și de misiune. Niciodată. Cel puțin 10%. Și aceasta am spus fraților, nu că, eu am spus, am spus, mergem la Scriptură. Noi ca biserică, cel puțin zeciuiala, ea trebuie să meargă în afara salariilor păstorului sau ore de serviciu sau secretarului sau administratorului sau cheltuieli de întreținere, ele trebuie să meargă în afară. Ele trebuie să meargă pentru evanghelism, pentru misiune. Și peste asta trebuie să meargă pentru săraci. Știți care este una dintre marile temeri ale păstorilor? Ceea ce spunea brother Rick, fratele Rick mai devreme, că dacă e salariatul bisericii, oamenii așa să se deschidă spre misiune că nu mai dau bani pentru biserica locală. Rămâne păstorul neplătit, rămâne clădirea neterminată, rămân reparații care trebuie făcute, nefăcute și multe. Asta este teama. Dar vreau să vă spun ceva, asta nu e o teamă a Domnului și de la Domnul, ci este o teamă naturală și de la cel rău. Am mai spus, cred că împreună cu 2 ani în urmă, despre biserica în care spre harul Domnului slujesc, nu este meritul meu, este în primul rând lauda Domnului și apoi a bisericii că a înțeles. În cea mai grea perioadă de criză din Statele Unite și Detroitul a fost lovit dublu. A fost lovit de criza economică imediat după 2001 și apoi a fost lovit de criza financiară din 2008. Foarte rău. Fără serviciuri, pierdut locuințe, așa mai departe. Ca biserică însă, ca biserică, am terminat în 2000 și în 2008 am plătit o datorie de peste $1 million. O mână de oameni, nu oameni de afaceri, oameni care lucrează cu ora și care lucrează din greu. Plus, Domnul ne-a dat harul să investim în lucrarea de misiune. Și la ora actuală, suntem fără datorii din 2008 și avem aproape o jumătate de milion care este pus deoparte, gata pentru o extindere de care avem nevoie.
și susținem 25 de misiuni de Harul lui Dumnezeu. Amin. Nu este o laudă a mea și nici a bisericii, ci este o onoare adusă Domnului Iisus Hristos, care este credincios, frați și surori. Detroit a trecut prin crize mai mari decât în România. Vă asigur de lucrul acesta. Mai mari, mai grele, mai lungi, mai dureroase. Noi acolo suntem cu casele neplătite, cu datorii la bancă pentru casă, cu datorii pentru mașină, cu datorii pentru copii la școală. Ca să termine un an de facultate, sunt 20 ceva de mii de dolari. E mult mai greu. Dacă ți se ia serviciu, ești în aer. Nu ești în aer, ești în brațele Domnului. Că El te ține. Primul lucru care noi trebuie să-L înțelegem, Duhul Sfânt, când ne vorbește, îl onorează pe Domnul Iisus Hristos, adică vorbește apreciativ la adresa Domnului Iisus Hristos. Și în al doilea rând, ne spune, faceți, ce a spus mama Domnului Iisus la nunta din Cana Ioan 2? Faceți tot ce vă va spune. Și ca biserică, noi existăm aici, în primul rând, pentru a-L proclama pe Domnul Iisus Hristos. Asta e în primul rând. De a sluji de laudă slavei lui Hristos. Și aceasta prin a-L mărturisi pe El. Și a fi suport, dacă noi nu putem merge, pentru cei care se duc mai departe. Asta este centru. Toate celelalte sunt după. Există conceptul de viață cu misiune. Aceasta știți ce înseamnă? Am viață și lângă viața mea probleme de serviciu, probleme de familie, probleme de biserică, probleme de relații sociale. Am și misiune. Ocup și de misiune. Sau este principiul de viața ca misiune. Înseamnă că viața mea este o misiune. A cui? A lui Dumnezeu. În numele Lui sunt. Pentru El sunt. Și vreau că atunci când voi pleca de aici și mă voi prezenta înaintea Domnului să-mi spună, vino rob bun și credincios. Puține ți-am încredințat. Intră în bucurie și îți voi încredința mai mult. Și este acest principiu al credincioșiei. Ni se încredințează astăzi puțin, suntem credincioși în lucrul la puțin, și apoi ni se încredințează mai mult, și mai mult, și mai mult. Și în felul acesta noi creștem în slujirea noastră. Revelația Dumnezeu o dă pe baza ascultării de El. În funcție de cât de mult ascult de Domnul, atât de mult de El mi se revelează, mi se descoperă. Următorul aspect este glasul Duhului Sfânt întotdeauna este în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna. Pentru că toată Scriptura îl are ca autor, nu pe Moise, nu pe David, nu pe Petru, nu pe Pavel, nu pe Ioan, nu pe Luca, nu pe Matei, ci îl are ca autor pe Duhul Sfânt. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, este respirația lui Dumnezeu. Și Petru spune, prorocii n-au vorbit de la ei, ci au vorbit mânați de Duhul Sfânt. El este autorul Scripturii. Și întotdeauna Duhul Sfânt vorbește în concordanță cu Sfintele Scripturii. Și cu ceea ce este prioritar în Sfintele Scripturii. Duhul Sfânt nu este atât de mult interesat de datinile bătrânilor, de cărturare și farisei de pe timpul Domnului Iisus Hristos. Nu, cât este interesat de Domnul Iisus Hristos. De persoana sa și de misiunea sa. El, Duhul Sfânt, vorbește în acord cu Sfintele Scripturi. De aceea este important misionarii care merg pe câmpul de misiune să cunoască Sfintele Scripturi. De aceea este important noi care suntem aici să cunoaștem Sfintele Scripturi. Să ne le însușim și să le aplicăm. Spuneam duminică dimineața în biserica în care am slujit și lucrul acesta mă frământă pe mine personal de mai mult timp. Nu sunt împotriva muzicii, a culturii, a literaturii, dar creștinismul de 2000 de ani, acum istorie,
are tradiție și cu durere spun, nu vorbesc despre dumneavoastră că nu vă cunosc, câțiva ne cunoaștem întâlnindu-ne de câteva ori și dând de vorbă, dar s-a ajuns ca să fie cuvântul mai mult cântat, mai mult recitat, Scriptura mai mult pictată și apreciată ca pictură, ca artă, decât aplicată. Cineva spunea că sistemul de operare al bisericii trebuie să fie MRI, MRI. Ce înseamnă aceasta? În primul rând, biserica trebuie să fie misionară. E misionar. În urmă cu câțiva ani, se vorbea despre biserică în sensul de people seeker, fiind cumva atractivă pentru cei care îl caută. E contrar Scripturii. E contrar Scripturii. Nu. Biserica nu e chemată să fie atractivă, ci să-L facă atractiv pe Hristos. Biserica nu e chemată să aștepte ca oamenii să o caute, ci este chemată să meargă la oameni. Asta e chemarea bisericii. Al doilea element în acest sistem de operare, care stă pentru R, pentru R, este biserica chemată să fie relațională. Relațională. Biserica a fost și mai continuă să fie propozițională, în a se exprima prin propoziții, prin declarații, prin proclamare simplă. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, să ne uităm împreună. Cum a câștigat Domnul Iisus Hristos pe cei de lângă El? Prin modul cum a știut să se relaționeze la ei. A știut să se relaționeze la copii, a știut să se relaționeze la femeile chiar stricate, marginalizate, a știut să se relaționeze la vameși. Biserica e chemată să știe să se relaționeze la oameni. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al relației. Când spunem Dumnezeu este dragoste, spunem de fapt Dumnezeu este în relație. Pentru că dragostea nu se poate exprima decât în relație. Și El este într-o relație veșnică în ceea ce înseamnă Trinitatea Divină și El tânjește după relația cu noi. Și ne învață pe noi apoi să căutăm să fim relaționali cu alții, ca să aducem la relație cu Hristos. Nu cred că există o perioadă mai bună pentru biserică să prezinte Evanghelia Domnului Iisus ca perioada de azi. Nu cred. Nu cred. Atât în ce privește tehnologia, mijloacele de comunicare, cât și în ceea ce privește echiparea ca biserică să fie relațională. Oamenii, Dumnezeu a spus, omul nu e bine să fie singur. Omul tânjește după relație, tânjește după părtășie, tânjește după intimitate, tânjește după comunitate. Biserica poate să ofere această comunitate, această relație, această părtășie. Vecinii mei și vecinii dumneavoastră tânjesc și poartă dureri în suflet și poartă răni și doar prin Duhul Sfânt și Evanghelia Domnului Iisus se poate aduce vindecare, pentru că următoarea literă I stă pentru întruparea cuvântului. Biserica e chemată să prezinte cuvântul întrupat. El a fost transmis de Dumnezeu ca și cuvânt vorbit, transmis de Dumnezeu ca și cuvânt scris, dar a trebuit să vină cuvântul să se întrupeze pentru mântuirea omului în persoana Domnului Iisus Hristos. Și oamenii sunt mântuiți doar atunci când vede creștinul care întrupează cuvântul. Că altfel zice, să vin la voi la pocăiți, să fiu ca și acela, ca și acela, ca și celălalt. Omul ăla de afaceri care înșală, care minte, care n-are cuvânt, nu poți da doi bani pe ceea ce spune? Să vin eu acolo așa? Mai bine nu! Dar când e un creștin și o biserică în care cuvântul este întrupat,
Acel cuvânt este viu, este lucrător, este transformator, pentru că alături de cuvânt e Duhul lui Dumnezeu și mântuirea omului și transformarea omului nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Împreună cu cuvântul lui Dumnezeu lucrează Duhul lui Dumnezeu. De aceea, Duhul Sfânt vorbește în acord cu Sfintele Scripturii și ne cheamă să fim cei care să întrupăm cuvântul. În al treilea rând, Duhul Sfânt când vorbește adeseori e în conflict cu starea noastră și caută să ne scoată din zona de confort. Duhul Sfânt nu urmărește confortul nostru. Nu. Dumnezeu nu găsesc în Scriptură că a spus eu sunt interesat de confortul tău. Dumnezeu se angajează să ne împlinească nevoile. Și El de asemenea spune chiar și dorințele. Dacă rămâneți în cuvântul meu și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice veți vrea și vi se va da. E o condiție aici. O condiție esențială. La orice veți vrea. Rămânerea în cuvânt și cuvântul în noi. Duhul Sfânt când ne vorbește, ne scoate din zona de confort. Și de fapt nu există creștere fără o ieșire din confort. De fiecare dată când am crescut și am trecut de la o clasă la alta, în școală, o trebuie să ies dintr-o anumită zonă de confort în care deja mă învățasem în clasa a patra. Cu învățătorul meu, bun sau rău cum a fost, am fost 4 ani cu el, m-am învățat cu el. Știam că nu-mi dă notă peste 6 sau 7 ori cât aș învăța și nu mă mai îngrijoram deloc acum. Știam, n-are rost să învăț. Dar a venit clasa 5 și am avut la fiecare materie alt profesor. Am învățat apoi în clasele 5-8 și a fost foarte bine. Aceiași colegi, spuneam la câțiva frați prieteni că vineri seara am avut o întâlnire cu foștii mei colegi din clasa 8-a după 40 de ani. Nu arăt de așa bătrân, dar asta e. 40 de ani. Doi au trecut la cele veșnice, toți ceilalți au venit să ne întâlnim. A fost minunat, a fost deosebit. M-am învățat așa de bine cu ei. Însă a venit clasa 8-a, dar trebuie să mă duc la Cluj. În 14 septembrie 1973 m-am mutat din satul meu natal, Someșurece, în localitatea Gilău. În 15 septembrie mi-am luat o pungă de un leu, cum se spune atunci, și am mers la școală la Cluj, la internat. A fost una dintre cele mai grele mutări din viața mea. Dar școala la Cluj a însemnat maturizare pentru mine. Se mai crește. A trebuit să ies din confort. Ne place în confortul nostru. Uneori ca la viermi, în hrean. Și Dumnezeu, ca să ne crească, să ne maturizeze, ne scoate din confort. Și de asemenea, ca să ne pregătească pentru ceea ce El are pentru noi ca plan, ne scoate din confort. Când Domnul Iisus îl cheamă pe Petru, ce promite Domnul Iisus lui Petru? Că te voi face? Pescar de oameni. Adevărat. Pescarul era ceva normal, era ceva natural pentru Petru, nu? Acolo s-a născut, acolo a crescut, acolo s-a format, acolo s-a dezvoltat. Pescăria nu era, a pescui nu era nicio problemă pentru el. Ce se întâmplă însă la Marea Tiberiade după ce Domnul Iisus învie și se arată lui Petru? Ce spune lui Petru că îl va face? Cioban. Păstor. Asta îi spune că îl face. Păstor. Ce spune? Mă iubești pe mine? Paște. Oile, oițele, și mielușei. Știa Petru ce înseamnă a paște? Nici vorbă. N-a fost în contact cu oile, l-a fost în contact cu peștele. Ce spune el la prietenii lui, ucenicii? Haide să prindem pește. Deci asta era natura lui, era ceva normal, Petru, era ceva unde se simțea ca acasă. Era foarte confortabil. De fapt, gândul lui Petru și termenii folosiți acolo era ideea de a se întoarce la pescuit. De a-și continua cariera lui. Și Domnul îl întâmpină.
Și Domnul îi spune, Petru, tu trebuie să ieși din zona ta de confort. Ca să împlinești voia mea. Și care era motivația pentru a ieși? Să iubească oile? Să iubească oițele? Să iubească miei? Așa spune, Petru, dacă tu iubești oile, paște oile mele. Dacă iubești oițele, paște oițele mele. Dacă iubești melușei, paște melușei. Așa a spus? Nu, ce a spus? Dacă mă iubești pe mine. Să mă iubești pe mine. De asemenea, acolo este expresia, dacă mă iubești pe mine mai mult decât toți aceștia. Acum e un joc de cuvinte în greacă, agape și fileo, răspunsul lui Petru. Dar vreau să mă opresc la expresia care în limba română e tradusă prin aceștia. Și gândul nostru este că Domnul Iisus îl conduce pe Petru să se compare în iubirea sa cu ceilalți ucenici. Adică mă iubești mai mult decât aceștia. Pronumele folosit acolo poate să fie tradus nu aceștia, ci acestea. Care sunt acestea? Dacă vă aduceți aminte ce se întâmplă acolo, ei prind pești mult, vin la țărm și la un moment dat, când Domnul Iisus cere pește, ce face Petru? Îl lasă pe Domnul Iisus Hristos și se duce și ia el corabia și o trage la țărm. Și acum este focul, sunt pești pregătiți de Domnul Iisus Hristos, sunt ucenicii în jur și undeva la țărm, lângă ei, este corabia cu pește. Întrebarea Domnului Iisus Hristos, și este o traducere corectă când spun lucrul acesta, este, Petre, mă iubești tu pe mine mai mult decât acestea? Adică mai mult decât corabia și cu peștii, unde tu ai vrut să te întorci? Cu alte cuvinte, mă iubești tu pe mine mai mult decât cariera ta? Mă iubești tu pe mine mai mult decât planurile tale? Mă iubești tu pe mine mai mult decât scopurile care tu ți le-ai propus? Atunci ești în stare, Petre, să paști, să ieși din zona ta de confort, să împași oile, oițele și melușe. Altfel, Petru, îmi pare rău, dar nu ești în stare. Știi de ce? Pentru că vei căuta întotdeauna să le împaci și pe una și pe cealaltă. Vei căuta întotdeauna să le... Ce spune Domnul Iisus? Să stai pe două scaune, să slujești la doi stăpâni. Poți? Nu poți, fiindcă fie vei iubi pe unul și vei urâ pe celălalt. Dragi frați și surori, când Domnul Iisus ne-a chemat să mergem la El cu toată inima, cu întreagă ființă. Să punem deoparte, ca și cum a spus Domnul Iisus, nu voia mea, Tată, ci voia ta să se facă. Pe tine vreau să te urmez. Descoperă-mi planurile tale, descoperă-mi gândurile tale, descoperă-mi voia ta, descoperă-mi, Doamne, ceea ce Tu ai cu privire la viața mea, la familia mea, la mine, Doamne, ca în felul acesta să fiu în voia ta, să te onorez pe tine, să trăiesc conform cu Scripturile și să împlinesc scopul tău. Nu toți suntem chemați să mergem în Uganda, cum e Florin, care va merge în curând, în Sudan, cine e în Sudan? A văzut cineva din Sudan, cred că în spate, în Albania, în Macedonia, în Namibia, în Afganistan, în India. Dar toți suntem chemați să fim parte din această misiune. Și ca păstori, suntem primii responsabili de a crea mediul, cadrul, ca Duhul Sfânt să se manifeste, să vorbească așa clar încât să-L înțelegem și să discernem vocea Lui și să nu lăsăm alte glasuri ca să ne deturneze, ca să ne ducă pe ocolire sau chiar să ne întoarcă înapoi. Și să ascultăm ce zice Domnul, prin Duhul Său cel Sfânt, să-L onorăm pe Iisus, proclamându-L cine este El, să ascultăm de ceea ce El ne cheamă să facem, să urmărim ceea ce spun Scripturile și ele să se întrupeze în noi și apoi voința noastră să fie predată voiei lui Dumnezeu. Și în felul acesta, biserica de aici, din România, biserica din America,
Doamne, unde este ea? Va fi o biserică biruitoare și câștigătoare de suflete. Și ce minunat va fi când voi ajunge în ceruri și cu ajutorul Domnului voi ajunge. Că se va ridica unul din India de a-mi ajuta să construim mai multe case de rugăciune. Va spune, eu sunt aici pentru că voi ați investit aici. Că se va ridica din Kenya, de la tribul Maasai, unde am construit școală și unde am făcut evangelizare și conferințe cu păstorii. Vor spune, noi suntem aici pentru că voi din România și din America și din Europa v-ați unit să veniți la noi și să ne vorbiți de Iisus, de Isha. Ce minunat va fi când din Rwanda, din Kabale, din Uganda, de la tribul Batwa, oameni care unii pentru prima dată au văzut alții, lăudau pe Dumnezeu, că alții s-au întors la Domnul și cum prin radio vocea speranței care e în Kabale și primim mărturii. O fată de 12 ani și închei, musulmană, a găsit un radio. O l-a luat de la altă fată. Și acel radio nu merge decât pe o singură frecvență, că e construit să meargă pe o singură frecvență și frecvența este Radio Hope, Radio Speranța. Și a luat și a ascultat și a auzit predici și a auzit cântări. Și apoi a adunat încă niște colegi de ale ei și au spus, hai să ascultăm ce spune aici. Și au ascultat ce spune și acolo s-a spus că există serviciu divin în Kabale, la Lift Up Jesus Ministry. Și au mers acolo și au spus, noi am auzit despre Iisus la radio acesta și noi am venit să ne botezăm că l-am primit pe Iisus în inimă. E adevărat. Noi românii am plătit un preț greu pentru asta. Fratele Radu Mureșan de la Vocea Evangheliei din Cluj a murit chiar, s-a îmbolnăvit foarte mai grav acolo pe câmpul de misiune în Uganda. Vreau să întoarcă și în Kampala, a căzut în aeroport, a trebuit să fie dus la spital, a trebuit să vină un medic după el și să-l aducă acasă. După ce a ajuns acasă la scurt timp, a plecat de aici. E un preț de plătit. E un preț financiar, e un preț uman, e un preț al familiei, e un preț al energiei și al timpului. Dar este un preț temporar și este un câștig veșnic. Se merită? Cu sigur se merită. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Aș vrea să ne rugăm Domnului. Și deschideți inima spre Domnul și spuneți, Doamne Iisuse, lasă Duhul Tău cel Sfânt să-L vorbească. Lasă-mă deschid înaintea Ta, Doamne. Vreau, Doamne, ca Duhul Tău să-mi vorbească cu claritate, să-L înțeleg. Apoi, Doamne, dă-mi puterea ca ceea ce El îmi vorbește, așa ca cei din Antiohia și ca mulți alții, să trăiesc. Dar pot să spun, Doamne, sunt aici, la dispoziția Ta, cheamă-mă și Te voi asculta. L-am avut cu noi pe pastorul Simi Timbuk. El a susținut în cadrul conferinței de misiune Romiscon 15 de la Valea Drăganului un seminar legat de modul în care biserica locală poate să se implice în susținerea misiunii externe. În speranța că emisiunea noastră v-a plăcut, vă așteptăm cu multă bucurie și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!